Bun găsit, doamnelor, domnilor, Octavian Stănciu, sunt astăzi o nouă ediție a Tribunei Polisportive și invitat îl avem pe tânărul junior al Politehnicii, Alexandru Gașpar, unul dintre cei mai promițători jucători născuți în 2003 din fotbalul românesc. A fost și este în continuare în vederile naționalei de juniori la vârsta lui. Este unul dintre membrii echipei care a adus primul aur pentru noua construcție a echipei de fotbal Politehnica, începută în 2012, când alături de Universitatea Politehnica s-a alăturat cea mai frumoasă galerie din țară, Drucheria, și au cucerit atunci titlul național la junior D în 2016, sub comanda antrenorului Iulian Prodana. Ei bine, a venit vremea ca acești copii să împlinească, unii dintre ei, în acest început de an, să împlinească 16 ani și să poată semna primul contract de jucător, conform regulamentelor Federației Române de Fotbal, cu Politehnica Timișoara. Primul dintre ei a fost chiar Alex Gașpar, care în data de 6 ianuarie a împlinit 16 ani. Alex, bine ai venit aici în emisiune. Mulțumesc frumos de invitație, bună ziua. Îmi spunea Alex înainte de emisiune că are emoții mari, rog frumos să nu... Ești prima dată într-o emisiune? Da. Vei fi cu siguranță în multe emisiuni de acum încolo, nu doar aici. Sperăm că vei fi și la televiziunile din București când vei juca în echipa națională a României și vei aduce, printre alți jucători, vei aduce titlul național aici la Politehnica. Visăm de mult titlul ăsta național din 1921 încoace. Și vreau să spun că o singură dată am avut un invitat mai tânăr decât tine într-o emisiune, pe vremuri, la o altă televiziune, acum 10 ani. E vorba de George Ganea, băiatul fostului internațional Lionel Ganea, care avea pe atunci 9 ani și acum tocmai a semnat zilele trecute cu viitorul lui Gică Hagi. El are acum 19 ani, îl cunoști cu siguranță. Alex, hai să vedem unde ai început fotbalul. Bănuiesc că la Poli, da? Normal, la Poli am început la vârsta de 6-7 ani. A fost o repartiție la juniorile a lui Poli, în care, sigur, de mic mi-a plăcut fotbalul. Dormeam de mic cu mingea în pat, mă uitam la fotbal, mergeam pe stadioane, mă uitam la Poli. Deci îmi plăcea foarte mult fotbalul și am decis să merg, să încep fotbalul la Poli. Și, desigur, a fost primul meu antrenament, am avut emoții. Și după câteva antrenamente, câteva testări, jocuri, domn profesorul meu, și care este și acum Iulian Prodana, m-a păstrat și uitați că am ajuns în sfârșit. Domnul Prodana a fost primul tău antrenor. Da, primul meu antrenor. Și a fost ca un fel, ca un tată, pot să zic. Deci m-a ajutat în multe lucruri, nu numai la fotbal, și m-a format ca un caracter corect, demn. Pot să zic. Cum de v-ați format voi generația asta atât de frumos, ați crescut atât de frumos, iată, trei dintre voi sunteți în lotul echipei mari deja, alături de tine portarul Alex Borbei și mijlocașul Denis Radu. Ceilalți doi care au semnat, am zis, contracte de jucători cu Politehnica sunt Mădălin Ursu și Mihai Jorza. Ați avut acel rezultat deosebit acum 3 ani, titlul național la junior D. Sunteți în continuare în luptă pentru primele locuri în toate competițiile în care participați. Anul acesta ați ratat de puțin calificarea în Liga Elitelor, deși sunteți cu un an mai mici decât limita corect de vârstă. Internațional de junior, mai mulți dintre voi, Alex Borbei, portarul, a și dat un gol pentru național, un gol din acțiune considerat contra Ciprului. Tu ai și debutat în Liga a doua în luna mai anul trecut, când aveai 15 ani, într-un meci cu Luceafăr Oradea, dacă mi-am amintesc. Dunărea Călăraș. Cu Dunărea Călăraș. Da. Cum de v-ați coagulat un grup atât de frumos? La început eram speriați, timizi, dar la un moment dat am început să ne maturizăm, să conștientizăm că ceea ce facem nu este doar o plăcere și este și o muncă. Și ne-am strâns, ne-am unit, suntem ca o familie și asta ne-a ajutat foarte mult să... Chiar să câștigăm și în meciul cu viitorul Hagi. În acel meci nu eram favoriți, desigur. Scor 1-0 pentru noi. Da, 1-0 pentru noi. Mă iertați, estimați spectatori, telespectatori online, îmi permit să spunem noi, eu fiind trup și suflet, cu arme și bagaje aici la Politehnica. Da, nu eram favoriți pentru că viitorul Hagi este un nume în fotbalul românesc și...
eram speriați pentru că știam pe cine înfruntăm și ne-am unit, ne-am concentrat foarte mult, am fost ambițioși și ne doream foarte mult să câștigăm acest titlu. Și uitați că am reușit să câștigăm prin atitudine, foarte multă concentrare. Am jucat ca o familie, putem să zicem. Am fost doar un singur jucător în acel meci. Am observat în această iarnă că a jucat mai multe meciuri de pregătire cu echipe de seniori din Liga 4, Liga 5, inclusiv din Caiul Severin și ați avut rezultate foarte, foarte bune. Săptămâna trecută ați învins Atletico Libling 1-0, nu mai știu, nu are rost să le mai spun pe toate. Cum simțiți impactul ăsta, având în vedere că în Liga 4, Liga 5 echipele joacă, evident, un pic mai dur decât se joacă la nivel mai înalt? Da, știu, sunt niște jocuri de pregătire, pot să zic, bune, chiar foarte bune, dar sunt unele meciuri în care jucătorii, fiind neprofesioniști, sunt mai duri. Pot să zic că este foarte bine pentru că avem aceste amicale cu aceste echipe, ne adaptăm la echipele de seniori, progresăm foarte mult și putem să zicem că devenim din ce în ce mai profesioniști. Despre naționala de juniori ai fost... dacă nu mă înșel, la primele acțiuni de constituire, când s-a făcut Under 15, da. După care, la ultimele meciuri, am văzut că n-ai mai fost convocat în ultima perioadă. Așa este. La primele acțiuni am fost prezent în Moldova, Cehia, Republica Moldova. Republica Moldova. Da, au fost... am fost un om important în primele etape ale naționalei și acum sunt, dar știți cum e, trebuie să testeze mai mulți jucători și trebuie să-i vadă cam pe toți și nu poate să cheme aceiași jucători zilnic și periodic. Dă niște nume din generația de 2003 la nivel național. Care ar fi cei mai cunoscuți? Popa Robert, portar de la Râmnicu Vâlcea, Sergiu Părvulescu de la Brașov, Ștefan Bodișteanu de la Vitorul Hagi, Pandele, Vlădus Pandele și Claudiu Negoescu de la FCSB. Cam... Roberto Măleele, noi tot 2003, de la Hagi, care a debutat la 14 ani în Cupa României. Da, corect. Dar nu prea a fost la Națională. Nicolas Popescu, băiatul Popescu, da, este și prietenul meu. Dar nici el nu prea este convocat. Da. Așa, dacă stau să mă gândesc, știu pe toți, dar... Nu. Ca un amănunt de culoare, cum te înțelegi cu Nicolas Popescu? Spui că este prietenul tău, da, băiatul unei mari legende a fotbalului românesc. Da, a fost și el la prima selecție, în cea cu Republica Moldova și acolo am strâns o legătură foarte bună, am devenit din ce în ce mai apropiați, am socializat mult și încă socializăm și pot să zic că este un prieten foarte bun și ne ajutăm unul pe altul cu ce putem. Alex, faci parte din acest proiect deosebit pus pe picioare de Universitatea Politehnică și Drucheria, ca în câțiva ani Politehnica să fie formată în majoritate sau în mare majoritate din jucători crescuți în pepiniera proprie, jucători care știu și trăiesc pentru acel alb-violet. Acum, în acest moment, foarte, foarte puțini jucători din lot sunt timișoreni. Îi numeri pe degete, pe degetele puțin, de la o singură mână. Da. Ne mândrim că îi avem alături pe toți cei care sunt acum în lot, însă ținta noastră, aceasta va fi în următorii ani, ești unul dintre pilonii pe care sper să se bazeze următoarea generație a Politehnicii. Da, așa este. Sunt foarte fericit pentru că sunt considerat un pilon de susținere. Și acesta este doar un început, pentru că trebuie să muncesc din ce în ce mai mult pentru ca să ajung la standardele, la niște standarde foarte ridicate și sper ca în următorii ani să ajung să fiu și titular în echipa de seniori și o promovare în Liga 1 ar fi una bună peste câțiva ani și chiar dacă nu în calificările grupei Champions League sau Europa League ar fi foarte bună. Așa este. Anul viitor, Naționala de Juniori de la vârsta ta intră și ea în focurile calificărilor pentru septembrie-octombrie. Europene. Așa, turneul final va fi anul viitor. Sperăm să ajungi la turneul final cu această națională, alături de ceilalți băieți, de Borbei, de Mădălin Ursu și care mai... Pentru că am văzut ieri, de exemplu, în amicalul
cu Centrul Național de Pregătire Timișoara, am văzut un fundaș central foarte bun, Rareș Bârlovean, de la grupa ta de vârstă, a jucat la seniori. L-am văzut pe Bot, de asemenea un jucător bun, îl știu pe Cristodulo. Este o generație de excepție și eu spun că această generație ne va readuce măcar acolo unde eram odată, dacă nu cumva mai sus, Politehnica Timișoara. Unde ești elev? La Colegiul Național Bănățean, sunt în clasa 10-a științe sociale. Da, în urmă cu foarte, foarte mulți ani am fost și eu elev. Îi zicea atunci Liceul de Filologie Istorie, un loc tare drag mie. Spune-mi cum îți petreci timpul din afara școlii și antrenamentelor de fotbal. Nu prea am timp de astfel alte ocupații. Sunt prins tot cu școala, fotbalul, în mare parte mă concentrez doar pe fotbal și în timpul liber muncesc în plus pentru că vreau să ajung acolo unde îmi propun, undeva sus. Cluburi de noapte, ești prea tânăr pentru asta, nu? Nu, prea tânăr și nici nu îmi doresc. Jocuri pe calculator? Puțin, da. Când mai am timp, da. O oră, două, da, cât îmi permite timpul. Da, ce spui despre faptul că, din păcate, majoritatea copiilor și adolescenților, tinerilor din ziua de azi, nu mai fac deloc, nu sport, mișcare fizică? Da, nu sunt de acord cu această soluție, pentru că oamenii trebuie să facă sport în fiecare zi, dacă nu în fiecare zi, o dată pe săptămână de două ori, pentru că este parte din viață și asta te ajută foarte mult și îndemn copiii și toți oamenii să facă sport, pentru că este foarte important pentru sănătate. Care este postul tău favorit? Eu știu că mijlocaș, coordonator, ofensiv în spatele vârfului, da? În 4-2-3-1, de exemplu. Da, pot să joc cam pe orice post, mijlocaș defensiv. Și defensiv. Și defensiv. Sunt în bandă am văzut că ai jucat mijlocaș stânga. Da, cam peste tot pot să joc. Sunt un jucător polivalent, pot să zic. Da. Cum vezi parcursul echipei de seniori în primăvara aceasta? După un 0-0 la Luceafărul Oradea, urmează o nouă deplasare și mai grea, la U Cluj, pe Cluj Arena, luni. Apoi primul meci acasă cu Aerostar Bacău, o echipă care s-a întâlnit foarte mult în această iarnă. Cum vezi parcursul? Eu consider că o să fie un parcurs foarte bun spre un parcurs foarte bun. Chiar dacă la Oradea am obținut doar un punct, cred că în următorul joc, cel de la Cluj, va fi unul foarte bun și acest parcurs al primăverii o să fie unul foarte bun și o să fie unul surprinzător. Ce spui de condițiile de pregătire pe care le aveți aici la Politehnica? Sunt niște condiții foarte bune. N-am mai întâlnit în țară așa condiții, poate sunt unele excepții. Avem de toate, masă, terenuri, sală de forță, bazin. Avem cam tot ce ne trebuie pentru un club profesionist. Alex, dacă tu mai dorești să ne spui ceva în încheiere, vom face această emisiune mai scurtă, cu câteva minute decât de obicei, pentru că amândoi mergem împreună la o conferință de presă în care, printre altele, cei trei jucători Under 16, care ați semnat deja contracte cu Politehnica, veți fi prezentați către mass media. În ultimul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Eu îți mulțumesc. Vreau să le mulțumesc părinților mei pentru tot sprijinul acordat, antrenorul meu, Iulian Prodana, pentru că de mic m-a îndrumat, m-a învățat și m-a făcut un om mai bun, și impresarul meu, Ana Maria Prodan, Reghe Camp. Mamă, dar ce impresar ai, bravo! Da, mulțumesc frumos. Și sper ca Poli să, în următorii ani, să ajungă acolo unde este, pentru că este un club de tradiție, cu istorie în spate și acolo este locul undeva sus. Evident, mulțumesc și profesorilor de la Colegiul Bănățean. Corect. Mai închide ochii un pic. Mai închide ochii, mai mă scutesc. Și mulțumesc întregului staff pentru că mi acordă șansa, au încredere în mine și le mulțumesc. Și noi îți mulțumim, Alex Gașpar. A fost o emisiune mai specială cu unul dintre marile talente pe care le are Timișoara în acest moment și un jucător despre care ne dorim ca peste câțiva ani să-l chemăm aici în emisiune ca jucător la Politehnica Timișoara și component al Naționalei de Seniori a României. Și evident, când va ajunge jucător mare, să nu ne întoarcă spatele, să nu uite de unde a plecat și unde a fost la prima lui emisiune. Alex, încă o dată mulțumim frumos. Mulțumesc. Stimați telespectatori, ne revedem săptămâna viitoare. Să vă dea Dumnezeu sănătate!